Bună ziua, dragii noștri, cititori Herald, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Să vorbim despre legendele, miturile și simbolurile francmasoneriei de Albert McKay și despre Personalitatea acestui mare autor, Albert McKay, o carte publicată în colecția Arta Regală a Editurii Herald, în traducerea lui Walter Fotescu. Iată, deci, vorbim despre o frumoasă colecție, colecția Arta Regală, despre o carte la fel de, de importantă. Și alături de noi astăzi este domnul profesor Gheorghe Bichician. Uh, profesor universitar, doctor, uh, în perioada 2012-2016 rectorul Universității Romano-Germane din uh, Sibiu, de asemenea uh, profesor la Facultatea de istorie din uh, din București, a absolvit Facultatea de istorie din București și de asemenea Facultatea de drept din Sibiu, doctor în istorie al Universității din uh, București. Foarte multe uh, lucrări științifice, foarte multe articole, peste 30 de uh, cărți cu tematică, am să putea spune, uh, masonică. Uh, iată, este alături de noi astăzi și îi mulțumim din suflet pentru că și-a făcut timp să discutăm despre acest autor, așa cum spuneam, și despre această carte, legendele, miturile și simbolurile fragmasoneriei. Uh, Aș vrea să începem discuția noastră cumva într-un cadru, să spunem general, de ce găsim în masonerie ca tradiție inițiatică, ca tradiție spirituală inițiatică, tot ceea ce înseamnă partea aceasta de arhetipuri, de mituri, de simboluri. Ritualuri de asemenea, ritualurile foarte importante, pe care de altfel le găsim și în alte tradiții spirituale. Există chiar și o carte morală și dogmă. Dacă stăm să facem referire cumva și la ceea ce înseamnă morala și dogma creștinismului ortodox. Iată o carte foarte importantă și cum spuneam, un autor, un autor foarte important în cadrul acestei colecții Arta Regală. Domnule profesor. Da, bună seara și bine v-am găsit. Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este acum ca și în alte momente ale, ale vieții mele în care am fost invitat să vorbesc despre anumite cărți sau să la anumite conferințe pe teme francmasonice spune, este o mare bucurie să vorbesc despre Albert McKay, despre cartea, legendele, miturile, simbolurile francmasoneriei pentru că înainte de a trece la ceea ce foarte frumos, dumneavoastră a spus că incită pe oricine citind acest titlu al cărții lui McKay, publicat în prestigioasa editură Herald, să -și, cine de fapt a fost Albert McKay, ce preocupări a avut în domeniul masoneriei, și de ce a fost atras, nu, în uh, această frumoasă uh, expediție, de fapt, în acest spirit de viață pe care uh, care constituie uh, masoneria. Albe mache are o, o bogată uh, scrisă, o bogată literatură uh, masonică, este unul din marii specialiști în domeniu și Cred că, sigur, a trăit între 1807-1881. Cred că este e, suficient e, să spunem pentru început că e, el a fost caracterizat de alte mari personalități ale e, vieții masonice și ale literaturii e, masonice, de către francmasoni care au avut o pană bună și au așternut, spun între mele, și au așternut e, cuvinte. E, Atât de, de, de importante pentru ceea ce înseamnă istoria sau uh, riturile, ritualurile, spuneați dumneavoastră, legendele uh, și simbolurile uh, francmasonice, cum este Albert Pike. Uh, Pike spunea despre McKay că este uh, cel mai mare francmason al, al Americii. Sigur, rămâne ca în continuare uh, viața să demonstreze acest lucru, că într-adevăr a fost și al Francmason dar realizările sale a meniu inițiatic, în ceea ce înseamnă unificarea riturilor și ritualurilor în Statele Unite ale Americii, în perioada aceea în care funcționau mai multe rituri și existau, pe de o parte, mari loși, pe de altă parte existau riturile de perfecție sau perfecționare, pentru că... Ascultătorii noștri ar, ar știu probabil sau ar, ar vrea să știe de ce spunem că există aceste rituri de perfecționare și de ce sunt ele alături de marile loji. Iată că Albert McKay ilustrează acest lucru inclusiv în cartea lui despre mituri, legende, simboluri, că viața masonică se desfășoară pe de o parte în așa zisele loji albastre sau lojile de 3 grade și mai departe în lojile de perfecție care merg de la gradul 4 în, în grade superioare, cum sunt cele din ritul scoțian, antic și acceptat, până la gradul 33, sau Memphis, Misraim, mai sus și așa mai departe. Deci, sigur, interesează și ceea ce spune okay, în această carte: este că um, inițierea uh, cea mai uh, profundă pe care o simte un, un francmason este cea în loja albastră sau loja a primelor trei grade. Aici învață și despre legende, și despre mituri, și despre simboluri, pentru că această, această carte a lui este, permis să spun adevărat, catehism pentru cel care dorește să ia contact cu francmasoneria, să știe ce este francmasoneria înainte de a face pasul uh, acesta, sau cum se spune, să boate la poarta templului pentru a fi inițiat în masonerie. Așadar că, așadar putem spune despre Machei că el este un adevărat titan al literaturii mas masonice și că cine face parte din francmasonerie, francmasonerie universală, nu vorbim aici de România sau de statele Unite, cu siguranță trebuie să citească lucrările lui McKay. Mai mult decât decât această carte pe care noi o o vom comenta în câteva capitole, sigur o vom parcurge în această seară, pentru că este o carte care cuprinde 31 de capitole sau să spunem de cărți pe care îl numerotează el cu uh, cifre uh, romane, latine. Uh, iată, el uh, este autorul unui de cele, unei din cele mai mari enciclopedii ale francmasoneriei, o lucrare impresionantă de peste o mie de pagini, uh, care este elaborată sub formă de dicționar, dar putem spune că, pentru perioada în care a fost scrisă, este chiar exhaustivă și este impecabilă sub toate aceste aspecte. Sigur că toată opera aceasta, și el face referire poate mai puțin în această carte, dar mai mult în altele, macheie se folosește un cuvânt frecvent utilizat de către francmasoni, dar poate că nu mulți cititori știu că el este autorul acelor do celor 25 de landmarkuri, adică pietre de hotar ale francmasoneriei, pe care sigur le extrage din tradiție pentru că discursul lui cu privire la tradiție și la necesitatea cunoașterii tradiției masonice este impresionant. 25 de landmarkuri de pietre de hotar în care cea ultima, ultimul landmark, -ul, cel de al 25-lea, ne spune Nimic din cele uh, dinainte, deci din cele 24, nu se poate schimba niciodată. Și Frank Masonii, să știți că le respectă chiar dacă uh, originea lor oarecum contestată sau acceptată doar tacit de către mari loși, cum este și United Grand Lodge of England, Marea Lojă Mama Lumii, nu? care nu are o poziție oficială vis-a-vis -vis de recunoașterea acestor landmarkuri care nu au fost în această formă cuprinse în lucrările fundamentale ale masoneriei speculative și mă refer aici de pildă la constituțiile Anderson, care în, în 1837 abia Amintește o serie de pietre de hotar care decur din marele îndatoriri, vechile îndatoriri ale masoneriei operative, dar nu, sigur, nu sunt cele pe care le, le arată măchei. Cine a fost măchei, măchei a fost un, un, un medic, de fapt, un absolvent al Colegiului Medical din Charleston și care a profesat medicina timp de un deceniu. A avut și o strălucită carieră universitară, a avut copii, din păcate, cu tragedii în familie, nu este cazul nostru acum aici să amintim tot ce a însemnat și tragedie și bucurie și frumusețe în viața lui Albert McKay, dar în esență trebuie să spune că el a fost un adevărat aristocrat a fost un orator de excepție, a fost un adevărat companion, pentru că uh, el a avut în uh, viața de zi cu zi contacte cu oameni de, uh, de mare calitate, cu o adevărată elită, cu elita, de fapt, ca, pe care o regăsim în uh, marile momente ale istoriei lumii, o găsim în francmasonerie. Uh, ce s-a întâmplat? Iată, în 1845, McKay părăsește definitiv profesia de medic și se dedică total masoneriei, fără rezerve și fără recompense, bineînțeles. Era la vârsta de 34 de ani când a fost inițiat ucenic în loja St. Andrews din Charleston, apoi a fondat alte numerașe logi, a ajuns chiar în, în vârful ierarhiei masonice ca mare maestru al Marii Loji din Carolina de Sud. Marele maestru, știm bine, este nu? în această ierarhie, pentru că și masoneria, cum ne spune însuși Albert McKay, are o structură ierarhică, este birocratizată, pentru că ierarhia înseamnă și recunoașterea unor competențe, a, a unor valori pe care masoneria le promovează în cadrul acestei organizații, pentru că este nevoie, într-adevăr, de oameni de mare valoare, de mare calibru, îmi permis să spun, chiar dacă nu pare atât de academic, în, în viața masonică. Sigur, el va fi cel care va pune și piatra de hotar, să spunem așa, în ritul scoțian-antic și acceptat al jurisdicției de sud al Statelor Unite, și aici iarăși vreau să fac o paranteză. dacă îmi permiteți, el a fost secretar general al Supremului Consiliu al acestui rit, care și în momentul de față este, așa cum în masoneria, în ma cu privire la marile loji, Marea Lojă Unită a Angliei este Marea Lojă Mamă și acordă recunoașteri și patente marilor loji regulare din lume, Supremul Consiliu de rit. Scoțian Antic și accepta jurisdicția de sud a Statelor Unite este cea care acordă re, regularitate, spunem așa, supremelor consilii ritul, ritul, ale ritului Scoțian Antic și Aptia din întreaga lume. Atunci când lipsește această, uh, această recunoaștere a jurisdicției de sud din Statele Unite, deja se pune sub semnul întrebării uh, activi, uh, modul în care lucrează un uh, asemenea uh, consiliu. Dar, sigur, trecând, nu putem să intrăm în, în amănunte, repet, nu este cazul nostru aici, nici cu privire la întreaga activitate masonică a lui Albert McKay, ci cu privire la laborioasa sa activitate editorială, publicistică, între care se găsește și această carte impresionantă am amintit despre enciclopedia fr franc din 1873, editată în 78, apoi de principiile dreptului masonic în care pune problemele acelor pietre de hotar, are landmark -urilor. și sigur că ne oprim la această istoria franc -masoneriei legendele și legende, tradiție, mituri și așa mai departe, simbolism. Ele sunt publicate în 1882-1906, iar iar valoarea lor este recunoscută și astăzi. Sigur caracterul enciclopedic, vastele cunoștințe ale lui Mackay care este, spuneam, un remarcabil om de cultură și a adus o contribuție de prim rang în ceea ce privește definirea unui corpus corpus doctrinal masonic unitar și coerent, pentru că el vine și arată cititorului ce este masoneria. Ce legătură există între viața de zi cu zi a omului și fenomenul masonic? De ce este necesară uh, în societate organizația masonică? Spun necesară pentru că, iată, în marile momente ale lumii, uh, masoneria a fost permanent prezentă. Vorbind despre istoria masoneriei, sigur, uh, Albert uh, McKay nu ezită să amintească. Uh, persoane, personalități importante ale istoriei masoneriei și să nu uităm că prezența lor în curgerea istoriei, în marile transformări pe care le are uh, omenirea, masoneria a fost prezentă. Chiar dacă luăm numai Statele Unite de pildă, nu? Primul președinte al Statelor Unite, George Washington, a fost, uh, să știți, și primul mare maestru al Marii Loși din Pennsylvania, una din cele mai mari loși sau cea mai mare loge din, din Statele Unite în momentul de față. Și dacă acolo, în, în Statele Unite, masoneria este privită cu respect, este pentru că există această uh, uh, permanentă atașare la principiile masonice și la faptul că, într-adevăr, masoneria nu este o organizație secretă, ci discretă, cum bine uh, a spus. Iar pe bustul uh, lui uh, George Washington, uh, mi-amintesc că scrie așa. Anii de anii de, săi de viață și scrie, Freemason, and the first President of United States este Frank mason, și primul președinte al Statelor Unite nu invers, primul președinte și Frank Mason, pentru că este o mândrie pentru ei să facă această afirmare a, a, prin această personalitate, O afirmare a masoneriei în, 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 în societate. Iar uh, Machei spune despre francmasonie într-adevăr și îmi permit să uh, parafrazez ceea ce spune el, că uh, ea se întemeiază pe credința fermă cu privire la două adevăruri. O spune în această carte. Două adevăruri de importanță vitală pentru bunăstarea și fericirea umanității. Ele au fost comunicate în timp. Ele au fost cumpărați prin tradiție, prin mituri, prin legende, prin simboluri, dar cel mai probabil din inspirația directă de la Dumnezeu către om. Aceste adevăruri, spune McKay, în această lucrare, constau în concepții abstracte referitoare la unicitatea lui Dumnezeu și la nemurirea sufletului. Și atunci, sigur, McKay ne, ne duce pe un alt plan și spune, cum adică, sau vrea să explice că masonia se bazează pe religie. Da! Dar trebuie să vedem în ideile lui McKay ceea ce biserica uh, poate contestă, unele biserici contestă astăzi, adică un spirit ecumenic, pentru că uh, pentru francmasoni nu există o religie uh, care să îi fie uh, pe care să se fundamenteze, care să fie baza ei, ne explică și Albert McKay, pentru că francmasonii acceptă orice religie, acceptă Creatorul, creația universală, acceptă cartea legii sacre, pe care o numim noi fie Biblie, fie Coran, fie Talmud, dar, ace, dar repet, Spiritul Ecumenic răzbate în rândurile și ideile pe care Măchei le promovează. Și este normal să fie acest lucru, pentru că dacă ar fi să fac referire la un drag scriitor și autor, chiar și de povești, spunea despre Rudyard Kipling, nu? Rudyard Kipling are o poezie extraordinară ca se numește Mother Lodge, Loja Mamă, în care face și el se raportează acestor principii pe care le promovează uh, Mackey în, în cartea sa. Și mai spune mai departe, în această lucrare Mackey că adevăratul scop al masoneriei este căutarea adevărului. Da? În uh, în general, spunem că rolul masoneriei este, este, este o frază. Nu vreau să fie luat ca un clișeu de cancelarii. O frază care spune masoneria ia un om bun să-l facă mai bun. Dar masoneria uh, caută adevărul. Masoneria caută unicitatea lui Dumnezeu și nemurirea sufletului, ceea ce uh, ne explică măchei mai departe, se regăsește în legenda lui Hiram, adică legenda gradului 3 în uh, masonerie, pentru că suntem suntem legați, suntem legați permanent de această raportare. Și foarte multe din principiile și din aspectele ritualice ale francmasoneriei le regăsim în Biblie. Chiar cuvinte de trecere sau parole pe care le folosesc în pasajele de la un grad la altul sunt, de fapt, preluate din, din Biblie. Să știți, chiar dacă am vorbit, de pildă, așa cum o spune Machei, okay, la un moment dat, despre simbolul Acaciei, despre uh, simbolul Acaciei și despre aclamația Huzeu-Uzeu-Uze, huze, care se folosește în masonerie, ea se regăsește la fel în Biblie. Uh, de asemenea, în legătură cu Biblia, se regăsește în uh, tradiția constructorilor de catedrale care atunci când, și mă refer aici la constructorii catedralor, acel secol al catedralor al Europei, secolul al XII-lea începe acest minunat secol al constructorilor, ca un melanj în care se împletesc cunoștințele de arhitectură ale arabilor, ale templierilor, cu cele cu comenziile pe care biserica le făcea pentru a ridica acele monumente pe care le vedem în toată lumea, nu toate domurile pe care le vedem, marile catedrale de încoronare ale legilor, ale regilor, toate sunt, sunt creația masone, masonilor operativi. O să facem această amintire pe care foarte bine o. o Des, amintire la această măsuri operativă și trecerea speculativ pe care foarte bine o atinge în această carte Machei și poate mai explicit decât oricare uh, alt uh, autor să fie să fie iertat această exprimare, pentru că și eu m-am ocupat de, de această. Acest pasaj de la operativ la speculativ, dar Machei este cel care, pentru prima dată, și citim în această carte, introduce un element nou. El spune că inclusiv regăsim în miturile antice, că regăsim în Evul Mediu, în colegiile medievale, pe care mult, mulți le consideră lăcașuri de origine ale logilor actuale masonice. El spune că nu a existat o masonerie operativă pură, ci o masonerie însoțită în permanență de uh, acest element speculativ. Da? De teorie de cunoaștere, pentru că geometria, matematica, arhitectura nu pot să fie în sine, nu să fie în sine un uh, singur uh, un element care. Stă detașat de construcțiile care au avut loc în această, care s-au ridicat în această perioadă. Sigur, McKay vorbește despre, despre operativ și circulativ, pe de o parte, pe de altă parte, despre miturile și tradițiile acestora, ajungând la ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă antic, ceea ce înseamnă o fragmasorie pură, o fragmasorie falsă, pentru că el este adeptul unor origini iudaice. Vedem acest lucru la a, a masoneriei și zicem acest lucru care pe mine m-a mirat foarte mult, dar pe de altă parte m-a dus cu gândul că el așa cum s-a întâmplat la 1782 cu conventul de la Wilhelmsbad, el elimină originile templiere ale masoneriei, da? masoneria care atunci, atunci se baza pe ritul stricte observanții templiere. Aceasta a fost o perioadă în dezvoltarea masoneriei. Dar ca și alți, ca și alți autori contemporani, el nu neagă în permanență sau total, mă scuzați, această origine templieră a masoneriei, dar spune că nu ne putem atașa uh, acestor idei ca a lui, ale lui von Hund uh, inițiale, cum că originea masoneriei speculative există numai în marile construcții pe care, templiere, pe care uh, Evul mediu le-a. Ilustrat, le-a consacrat și ni le-a transmis de o mie de, de ani. Mai departe, iată tema pe care o urmărește Albert McKay, legende, mituri, simboluri, ne duce la ceea ce înseamnă simbol mit și operativ și speculativ. Pentru că, în opinia lui, și aici îi dau credit, lui Machei, de aceea și, și faptul că el se raportează origilor iudaice este Templul lui Solomon. Are o, o exprimare extraordinară. Pe mine m-a încântat că, pentru că el spune că fără acest Templu al lui Solomon nu ar exista spiritualitate masonică pentru că diviziunile operative și speculative ale ordinului masonic îi conferă acest caracter religios, ezoteric, sacru. Da? Și spune, luați masoneriei dependența de templu, eliminați din ritual orice referire la acest edificiu sacru, la legendele legate de el și atunci acest sistem, acest ordin masonic va fi condamnat la decadență, va fi Sortit unei morți grabnice. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că. Oftiți? Insist asupra acestui lucru pentru că. Pentru că masoneria este legată de simboluri, de poarta, chiar poarta de intrare în Templu este legată de cele două coloane, Iachin și Boaz, care la templul lui Solomon nu erau în interior, ci erau în exterior. Prin ele, prin, aceste, prin această poartă străjită de cele două coloane, una din ele este coloana ucenicului, cealaltă este coloana uh, calfei, nu a companionului, se face, se produce această inițiere, de fapt, în, în francmasonerie. Sigur că uh, nu putem însă să nu adăugăm la ceea ce spune el vis-a-vis -vis de construirea acestui templu a lui Solomon mesajele cu privire la secțiunea sau la numărul de aur. Numărul de aur care va fi dezvoltat de către sau a fost dezvoltat de către Vitruvius în lucrarea lui de arhitectură. Aici vom înțelege, într-adevăr, filosofia și mistica numărului, dar reprezentată apoi celebru nu, de omul vitruvian al lui Leonardo da Vinci. Dar Machie utilizează în deplină cunoștință de cauză sintagma aceasta, forma uh, templului și a lojei uh, în momentul de față, nu? care se spune că este o, o reproducere simbolică a templului Solomon, acest pătrat alungit, de fapt, uh, care se referă la numărul de aur în ceea ce privește lungimea și lățimea laturilor templului sau lojei actuale. Sigur, fără îndoială, literatura aceasta masonică, în lucrarea lui Machei, legende, mituri, simboluri, este nu doar excelent documentată, nu doar excelent scrisă, este și foarte, foarte bine argumentată sub aspect doctrinal. Este Armonio-structurată și pas cu pas oferă cititorului tot ceea ce și-ar dori sau peste ceea ce și-ar dori. Sunt mari surprize în ceea ce, ce ne oferă Albert Mackay, pentru că el, în finalul lucrării, îmi permis să spun să fac această, să sar peste un discurs pe care îl face mai departe. În final, el atașează lucrării un adevărat dicționar explicativ al termenilor, nu? Este, sunt termeni utilizați de, de francmasoni, ori un, un cititor uh, neavizat are nevoie de explicarea acestor termeni. Și aici, vedeți, este ca și la simboluri, pentru că vorbim de masură operativă și speculativă, este acea trecere de la uh, lucrarea pragmatică, de la pragmatismul operativului, da, care cu ucenicul care ia piatra din carieră, o duce calfei care o șlefuiește și apoi o predă pentru a fi o piatră de temelie în viitoarea construcție, în același fel masoneria speculativă preia aceste, aceste, unelte cu care a lucrat masonul operativ și le, le duce simbolic în doctrină, în filozofie, în gândire, în ritual. Pentru că iată, dacă vă dau un exemplu, dacă mistria pe care o folosește maestru, în a uh, pune mortarul uh, în construcția unui templu, a unei uh, catedrale, a unui edificiu, uh, nu face de, altceva decât să unească acest uh, totalitatea elementelor, nu, și să le ofere consist, consistență. În momentul de față, mistria este simbolul maestrului venerabil din logile simbolice, cu sensul ideatic. Adică, și el trebuie să realizeze, să mențină acest lanț uh, al univer, uh, universalității Masonice, dar, în primul rând, să coaguleze uh, în lojă toate forțele, toate ideile, toate De aceea spunem noi că, dacă operativii au construit Templul Solomon, masoneria actuală. Îl construiește, dar construiește un templu ideal, un templu ideal al, mason, al umanității, un templu al binelui general și al adevărului pe care îl caută în, în permanență masoneria. Vedeți dumneavoastră, deci de aceea spunem, aici lucrăm cu simboluri, dar aceleași. Luăm simbolul firului cu plumb, firul cu plumb care era uh, un, uh, un element hotărător în a. Uh, în a stabili uh, verticalitatea, rectitudinea unei construcții. Iată că firul cu plumb care se află în, în centrul lojei masonice este cel care, uh, cum spune și Măchei, este cel care, uh, în masonul speculativ, îi conferă acea rectitudine, acea, acel comportament uh, care îl. îl uh, diferențiază de comportamentul profan, pentru că venind în, în, în templul, în loja masonică, în momentul de față, el trebuie să lase la poartă toate vicile, să lase la poartă uh, toate aceste comportamente profane și să intre într-o lume în care uh, simbolurile îi dezvăluie într-adevăr întreaga filozofie, întreaga doctrină masonică. Uh... Dragii, Haideți să vă spun. Să, să, să vă spun. spuneți. să vă spun un, un lucru interesant. Vis-a-vis uh, -vis de simboluri. Nu am pus la îndoială niciodată uh, modul în care anumiți autori au uh, scris despre. Uh, anumite. sau au descris anumite evenimente în care Măsuria a fost implicată. Pentru că. Dacă nu, dacă nu scrii din interior, dacă nu cunoști, totuși, ritualurile, riturile, tradițiile, istoria masoneriei, poți să faci și simbolistica ei, poți să faci uh, greșeli monumentale, aș spune eu. Prin uh, anul 1997, un distins profesor din Cluj, profesorul Kindriș, a publicat în anuarul Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj un document despre o agapă și un toast, de fapt, într-o agapă din loja de la Concord din Viena, condusă de ilustrul Ignaz von Born, știm cel care a pus bazele muzeului de un, un, mare geolog nu? și minarolog din Viena, Ignaz von Born, născut în Alba Iulia, din tată ofițer austriac, și a spus că acel toast pe care Ignaz von Born l-a ținut în data de 28 februarie 1793 în Agapa Babiloniană a Logii de la Vre Concord, cândva în, în Eintracht din Viena, de fapt este un toast pe care l-a ținut Horia. Nu vreau să insist asupra, ci asupra simbolului. Ce înseamnă simbolul pentru... Cum a tradus simbolurile masonice domnul profesor regretat, Dumnezeu să ierte. A spus în momentul în care a, în, în toase se spune și pune mâna pe arme și foc de trei ori foc, baterie foc, a spus că în, înseamnă un îndemn, așa l-a tradus, un îndemn la revoltă, la violență pe care Horia l-ar fi făcut în această agapă. Fals. Pentru că iată simbolul, acel pahar din Agapa, uh, Agapa uh, care a avut loc atunci la Viena și în general în Agape, uh, paharul este armă. Deci puneți mâna pe armă, înseamnă puneți mâna pe pahar. Și foc înseamnă că se închină uh, acest uh, uh, toast cuiva. Ori, Machei sublinează foarte bine aici, dacă nu cunoaștem simbolurile, uh, putem... Cădea într-o greșeală, într-o capcană foarte mare și putem descrie anumite evenimente, secțiuni sau uh, părți ale unui ritual, a unui rit, cum este vorba aici de un ritual, uh, ritual o agapă ritualică masonică, ca un îndemn la violență, nu, puneți mâna pe arme, iată, începe răscoala lui Horia. E, uh, am făcut această paranteză pentru a înțelege că, Machei, ne atrage atenția de la început, ne avertizează cu privire la specificitatea simbolului masonic, la, specifica, la specificitatea metodei esoterice de cunoaștere, pentru că instruirea aspirantului, acelui care vine în masonerie, se face prin legende și prin simboluri. Am vorbit puțin despre simboluri, putem vorbi foarte mult și despre mănușile albe, nu puritate, și despre șorțul alb din piele de miel care ne duce imediat cu gândul la ceea ce înseamnă sacrificiul nu? mielului. Știm din perioada lui Hristos ce a însemnat acest sacrificiu al mielului și de fapt care ne duce spre cu gândul la viața ieri, veșnică. Deci, iată, este un simbol care trebuie înțeles. În același, în același fel în care, de pildă, în Roma Antică, acum peste 2000 de ani, un un cetățean care vrea să candideze la o, la o, funcție publică, am spus deja candidat, el nu numea candidat, candidatus, nu? Pentru că era candid, era pur, era îmbrăcat în alb. Albul semnifică puritate, semnifică curățenie morală, spirituală. Și de aceea McKay ne spune că și în legătură cu mănușile, vorbind aici doar de culoarea albă, cu mănușile și șorțul pe care poartă masonul, trebuie să avem în vedere această totalitate pe care, care în, în, într -un, se regăsește într-un mason, adică o căutare adevărului, o veșnicie și o puritate. Ea este legată la fel de bine de legende și legendele știți foarte bine că dacă în istorie nu putem, sau s-au fundamentat de multe ori multe întemeieri nu? pe legende. Vorbim de legenda lui Romulus și Remus, Vorbim de legenda lui Dragoș, nu cu Zimbru, dar întemeierea statului Moldova. Deci, iată că în ara, legenda în francmasonerie se deosebește de ceea ce înseamnă o legendă în istorie. Pentru că în istorie trebuie să mergem, totuși, să vedem dacă această întemeiere, pe baza unei legende, este reală și trebuie să căutăm și documentul. Ori, dacă este falsă sau adevărată, dacă are legătură cu evenimentul. Ori McCain ne spune în această lucrare că în masonerie problema adevărului sau a falsității unei legende nu se pune la modul absolut, pentru că uh, ele nu stabilesc, nu stabilesc faptul istoric, de pildă în temerea Romei sau în temerea statului Moldova. El transmit o doctrină, justifică atitudini, justifică comportamente, comunică o învățătură ezoterică celui care vrea să intre în masonerie, să fie inițiat. Și este, dacă îmi permiteți, este vorba aici de ceea ce înseamnă legenda gradului 3, legenda lui Hiram. Poate este cea mai cunoscută dintre legendele masonice. În momentul în care gradul 3 vine și se adaugă celor două grade existente în masoneria operativă, așa speculativă, Vitecoaci, ea trebuia să întemeze pe ceva. Se întemează pe o legendă. Pe ce legendă? Pe legenda constructorului lui Hiram Abif, constructorul templului Solomon. Și iată că această legendă, care înseamnă în același timp, care este în același timp simbolul unei idei, nu? Și derivă dintr-o din, realitate pe care, care a fost consemnată pentru pentru Francmason, îl devine o legendă și ea este explicată uh, candidatului care va, fi, uh, va, face această trecere spre gradul suprem de maestru uh, mason. Simbolul masonic, așadar, are o reprezentare inițiatică și prin aceste legende, pentru că este uh, o creație a istoriei, putem spune, a istoriei biblice, care încearcă să explice modul în care templul lui Solomon a fost uh, creat și uh, face legătura dintre viață și veșnicie. Pentru că Hiram, ucis de calfele trădătoare, nu? va învia. El va reveni la lumină, el, uh, el va merge spre viața veșnică. Iată că această, uh, această legendă, de fapt, prin simbolul pe care și prin simbolul veșniciei pe care îl transmite, este una din, din, din fundamentele doctrinei sau filozofiei masonice foarte mult îndrăgită de către, de către francmasoni. Sigur că sunt multe, multe de vorbit despre această lucrare. Eu cred că, nu, nu cred, sunt convins că ceea ce a făcut, eu am această ediție a lucrării lui Albert McKay, Legendele Mitului Simbolului Francmasoneriei, în editura prestigioasă Herald. Cred că sunt, cuvintele sunt prea puține pentru a oferi cititorului tot ceea ce ar dori. Dar eu cred că, în ceea ce spunem noi aici, dar eu cred că putem incita. Prin asta am incitat. Și este, vreau să aduc, cum să spun, am un sentiment de recunoștință față de Editura Herald pentru faptul că este atașată acestor lucrări de artă regală, da? de cunoaștere a filozofiei masonice, a doctrinei, a ritului și a ritualurilor, care, sigur, în, 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 au fost atât de, de mult, cum să spun, schimbate, poate, în, în timp, în, de, în multe din țările europene. nu? că este ritul scoțian, este ritul suedez, Swedenborg sau altele, dar ele toate au la bază, au originea în ceea ce s-a întâmplat în 1717 în, în Anglia, când s-a construit prima mare lojă din Londra și Westminster. Patru loji au fost așa. Vedeți, Albert McKay spune foarte clar în, în asta și am, am acceptat cu foarte mare deschidere și cu plăcere această idee. El vorbește despre teoria tranziției, spuneam, de la operativ la speculativ, dar venind la anul 1717, spune clar, este nu neapărat ne referim la o teorie a renașterii masoneriei, ci un moment crucial în care este consacrată masoneria speculativă printr-o mare lojă, Ceea ce nu înseamnă că masoneria speculativă s-a născut în 1717. Este fals. Chiar McKay ne vorbește aici, despre de pildă, despre inițierea lui lui uh, Ashmore, nu, în masonerie, uh, care a fost în secolul al XVII-lea, al ne vorbește despre măsurile luate de, și uh, decretele regilor Angliei, uh, despre, cele, despre documente care există în masoneria Operativă din Germania sau din Scoția, unde, iată, în, cea mai veche lojă, nu? Mother Lodge of Scotland, loja Kilwinning. din Kilwinning este una din cele mai mari loji și mai vechi loji care, în care s-a împletit într-un mod uh, uh, fericit operativul cu speculativul și este singura lojă. A, în momentul de față, care a parcurs acest drum din secolul al XVII-lea și până astăzi, în care s-a păstrat esența operativă, în care operativii nu au fost acei gentlemen, nu? Oameni intelectuali, oameni interesați de ezoterism, oameni interesați de, de teorie, de gândire, de, de, de știu eu, de. Speculativ vorbind de speculativ, în sensul de cunoaștere ezoterică a ceea ce înseamnă uh, fragmasoneria, pentru că nu putem să dăm la o parte această tradiție unică uh, pe care Măchei o numește francmasonie pură, vis-a-vis -vis de francmasonie falsă, spune el, pe gână sau politeistă, uh, rep mă repet aici puțin, uh, el uh, raportându-se în special unor origini iudaice ale uh, masoneriei alte cuvinte eu recomand din, din tot sufletul această carte și aduc mulțumiri încă o dată editurii pentru ceea ce face. Noi vă mulțumim foarte om. mult, noi vă mulțumim foarte mult, domnule profesor, că ne-ați împărtășit lucruri atât de, de de frumoase despre masonerie, despre ordinul masonic, despre rituri, simboluri, ritualuri cartea aceasta superbă lui Albert Măchei, Legendele Mitrului și simbolurile Fragmasoneriei. Dragii noștri, a fost alături de noi domnul profesor Gheorghe Bichician, autor a foarte multor articole și lucrări științifice profesor universitar, doctor, doctor în istorie la Universitatea din București. Noi îi mulțumim foarte mult și vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Numai bine!